Bună ziua, oameni buni! Bună ziua! Vă mulțumim mult că Șerea a fost alături de noi. Am avut o ediție senzațională, iar dumneavoastră ați făcut echipă extraordinară. Ei bine, iată, astăzi avem o nuntă mare în Maramureș. Tot satul Bârsana, cu mic, cu mare, s-a strâns pentru marele eveniment, iar imaginile sunt spectaculoase. Oameni buni! Avem arhiva casetei din 2003. Nunta asta de mai bine de 20 de ani, oameni buni, este la noi, dar tocmai de aceea imaginile sunt de colecție și de neprețuit, pentru că au trecut 20 de ani, imaginați-vă. Iar mirii sunt aici în platou, îmbrăcați, culmea, în aceleași costume. Îi invităm în platou, iar apoi vedem pasaje de la nunta lor. Doamnelor, domnilor, să intre mireasa și mirele, Maria și Mihai Nemeș. Să rămână! Să vină mireasa! Să rămână! Să trească mirele! Bine ați venit! Stai o secundă! Dacă te cunoșteam, te puneam de naș! Nu, bine, dacă te cunoșteam acum 20 de ani, așa, puteam să jur că este cel mai scump costum de mireasă pe care eu îl văzusem în viața mea, pentru că costumul ăsta de mireasă, oameni buni, acum 20 de ani, a costat 10.000 de... dolari? Euro. 10.000 de euro. Dar pe ieșea nu, pe eu sunt femeie scumpă. Cu 20 de ani, cu 10.000 de euro, îți luai o garsonieră. Păi dar n-am știut că poate că am luat. Măruță, investiția nu era mai scumpă ca și garsoniera. Am înțeles. Nu e mai scumpă, e mai bună. Era, mă, euro, acum 20 de ani. Cum să nu? Sau poate erau 10.000 de mărci. Nu, e adevărat, eu nu lucram în mărci. Eu numai euro. Perfect, spectaculos, foarte frumos. Oameni buni, avem imaginile imediat, dar până atunci vă rog frumos aplauze pentru mireasa noastră, Maria Nemeș. 10.000 de euro? Da, da. Și te-ai împrumutat de bani? Ce ți se pare așa de mult? Păi cum se pare mult? Păi cum așa? Dar eu nu sunt femeie ieftină. Măruță, când o femeie îți place, tu știi că ai trecut și trupul de situație. Nu mai contează nimic. Nu mai contează orice nimic. Dar de unde l-ați luat? Păi la noi, în Maramureș, și femeile să știi că sunt gospodine, din toate punctele de vedere. 100%, clar, fac niște lucruri fabuloase. Să mă pun aici lângă se Maruța, cumpără, se achiziționează sumnele, adică fusta, pentru cei ce nu cunosc, și pânzătura, baticul. Iar că mea așa i-a făcut o femeie de deci 10.000 de euro acum 20 de ani. Da. Dar ce vreau să-i întreb pe cei de acasă este dacă costumul de ginere al lui Mihai Nemeș, care și ăsta a fost acum 20 de ani îmbrăcat de către exact așa. Cât a costat? Măriucă mai puțin. Mai puțin, că e normal la bărbat să fie mai puțin ca la femeie. Dar și ziua de astăzi e așa, Cătăline. Știi, o rochie de mireasă e câteva mii de euro și un costum așa, până într-o mie. Hai să luăm un loc, da, acum știi cum e. Încercăm să povestim despre toate lucrurile astea, dar ce este important pentru cei de acasă să știe, s-a așezat un pic așa să nu-i pleznească pantalonii. Nu, dar am la valiera și cureaua mă deranjează brâu, știi, că e destul de lată. Eu ce vreau să le spunem oamenilor, că costumele astea de nuntă, adică și de mireasă și de mire, sunt și o mare mândrie în zonă și sunt de fapt și opere de artă, pentru că cămașa ta, Mihai, cu 6 luni a luat timpul ca să o femeie, dar a mea mai mult. Da. Pentru că pe a mea au lucrat 3 femei, 3 luni de zile. Imaginează-ți, dacă ar fi lucrat o femeie singură, deci ar fi fost... Toată împunsura asta e din ac făcută. Din ac. Eu știu să cos. E ceva extraordinar de mitros. De asta zic, la el 6 luni de zile a cusut cineva cămașa, iar la tine, 3 femei? 3 luni de zile. Dacă ar fi cusut o singură femeie, ar fi luat un an de zile sau poate chiar mai mult. Pentru că e vorba de artă la urma urmei, da, și fiecare model făcut, adică nu la mașină, făcut de... E manual. Nimic nu e la mașină, manual, doar cât e, mă rog, cum se zice la noi, încheiată, e adunată, știi, sprin șchepții cu bezerii. Deci, oameni buni, imediat vedem imaginele de acum 20 de ani, sunt fabuloase, dar ce trebuie să știți este că au fost 1.000 de invitați? Nu. Nu, aproximativ 600 au fost. Nu, Măruța ar fi fost 1.000. Măruța are dreptate că au fost mai mult de 1.000 care au venit, dar se vadă nunta. Condițiile atunci în vremea aceea localului, a căminului cultural n-am avut cum. Deci am extins mesele afară, da, în curtea căminului, dar nu au fost cum. Am pus mese și în fața mesei mirilor, adică în fața noastră era mese pe acolo. Poate să vină lumea să se distreze. Absolut, să știi. Dar au venit mii de oameni de pe toate satele să vadă nunta, pentru că au zis să soară Marie, să soară Mihai cu Marie Nemeș. Și au adus nănași de fală și... Cine au fost nănași? Nuntă mare. Naș am avut pe Valeria Năutu, pe Nașa Sărumâinile și pe Nașul Zeica. Bineînțeles, da. Lasă venim într-o emisiune și cu ea. Ei, să știi, am lucrat cu dumneai ei, cred că la televiziunea română o femeie extraordinară. Absolut. Nașii de la Satul Mare, Surduc, Maria și Vasile, Nașii, Nuțule Ordean, tot interpret de muzică populară din Maramureș cu Nașa Geta Țiplea și de la Valeni am avut pe... O verișoară de-a mea și Maria Udeșca, nănașa satului. A fost un fel de nuntă spectacol pentru cei foarte care au venit acolo, în Maramureș, la Borșa.
Nu la Borșa, la Bârsana. Bârsana. La Bârsana. Pentru că la noi în sat, în Văleni, nu au fost pe două sate, din Văleni și din Bârsana, dar la noi în Văleni era căminul renovare și la ei în Bârsana era și mai mare căminul și încăpea mai multă lume. Și în Bârsana, acolo, la căminul cultural. Da. Super. Păi, nu erau să le denunț. Vedem imaginea, iar apoi aflăm, oameni buni, câți bani s-a strâns la nunta asta. Acum 20 de ani, priviți imaginele cu Maria și Mihai Nemes, o nuntă fabuloasă. Mihai și Maria au avut o nuntă de poveste despre care încă vorbesc sătenii maramureșeni din Bârsana. S-au căsătorit în 2003 și au respectat toate tradițiile zonei. Mihai a mers cu sute de nuntași să ia mireasa de la casa părintească. De la casa miresei au luat drumul bisericii împreună cu cele patru perechi de nași. Mai toți sătenii din împrejurime au stat pe marginea drumului să vadă nunta cea mare. Te întreb pe tine, Mire, dacă de bună voie și din dragoste curată e în căsătorie pe mireasa Maria. Da. Te întreb pe tine, mireasă, dacă de bună voie și din dragoste curată e în căsătorie pe mirele Mihai. Da. Dumnezeu să vă ajute să vă vină pe mireasă. Ne-am rugat, iubiți miri, ca să primiți binecuvântarea lui Dumnezeu. Și este foarte important acest lucru. Pentru că orice moment a creștinului este început în biserică și prin binecuvântarea lui Dumnezeu. După slujba au mers la căminul cultural din sat, care a devenit neîncăpător pentru cei 600 de invitați. Nunta lor este una despre care și astăzi se vorbește. Mireasa a avut o ie pentru care trei femei au muncit 3 luni de zile, iar cămașa mirelui a fost cusută timp de 6 luni de o singură femeie. Ținuta Mariei ar costa în zilele noastre aproximativ 10.000 de euro. Să știți că imaginile acestea au continuat încă 30 de minute, dar practic am zis să nu lăsăm tot sărutul care a ținut 30 de minute și... Nu de alta că e riscul să începem din nou și aici. Nu mai mă iau fiori, deci mi s-a făcut piele de găină, jur. Când am văzut și intrarea acolo în sală și preotul, vai, nu pot să cred. Foarte frumos. Nu pot să cred că au trecut aproape care... 20 de ani. Da, exact, 20 de ani au trecut. Capul meu. Și în același timp m-am uitat la Mihai, băi, ce tânăr flăcău era el. Pe la 21 de ani. În ziua de astăzi, la 21 de ani, nu știu vieță pe ce lume trăiesc. Aici erați... Ne-am frișcăluit puțin. Jucăuși. Ne-am frișcăluit. Da, mamă, se sărută muzica populară. Mamă, mamă! Ca la țară, ce vrei? Băi, nene, bă! Hai, pașa! Titișu, popșașa! Da, asta vreau să zic. Că ce ziceau săraci oameni acolo? Băi, nene, prea Mihai a hotărât ăsta. Nu știu ce au zis. Prea împăreț. Prea împăreț. Să știi că eu n-am făcut nimic de ochii lumii, am făcut ceea ce am simțit. Normal. Ce, vă mai aduceți aminte meniu? De neuitat. Greu. Că, bineînțeles, a fost aperitiv pe vremea aceea, adică era aperitiv. De început, la masă primul lucru. Ciorbă de perișoare, dacă mă aduc aminte, am avut pireu cu friptură, sarmale, bineînțeles.
prăjitură. Și prăjituri, și n-ați văzut ce tort făcut acasă, super, deci nu a făcut la cofetărie. Asta acum 20 de ani imaginele și sunt foarte puternice. Aici mergeam, am plecat de acasă după mireasă. Ce frumoase sunt aceste imagini. Aici plecați de acasă? Mirele pleacă după... Am plecat cu Alaiu de Fecior și cu toți invitații. Așa pare. Aici deja a ajuns la mine acasă. Ia, aici eram înaintea bisericii. Măruță, între toate altele, vreau să spun că am suportat cea mai mare căldură din viața noastră. Fără aer condiționat, imaginează 6 persoane într-o încăpere. Fără așa, climă, fără nimic. Poate... Mersi că n-ați avut mască. Dar chiar asta mai lipsea. A fost frumos. Foarte fain. A fost tare mândru. Cât a fost darul? Nu mai țin minte exact, dar pot să spun că cu banii de la nuntă puteai să-ți cumperi un apartament cu 2 camere sighetul Marmației. Asta puteai să spun. Ceea da. Cam așa. Înseamnă că oamenii de acolo au ajutat, cum a zis, au pus cărămidă la un nou drum al vostru da. În viață. Și noi nu ne-am zgârcit la nunta noastră, tot ce a fost sau tot ce era actual în perioada respectivă, cum ar fi acum o nuntă da. Bocotănească, să zic așa. Da. Deci nu ne-am reținut de la nimic, că eu fiind singură la părinți, tata au zis, eu o singură fată am. Dumnezeu să-l ierte, eu zic, eu nu mă uit la cheltuială. Atunci vin din Germania. Să fie lumea mulțumită, să fie mâncare, băutură din belșug, da, pentru toată lumea. Și am băgat muzică bună, ne-o cânta Florentina și Petre Giurgi. Și Ștefan Petreuș, și domnul Ștefan Petreuș, care îl salut și mulțumesc. Da, o onoare minte? Pentru mie să-mi cânte Petreuș. Mai țineți minte câtă țuică s-a băut la nuntă? 10 de litri. Câteva... Pălincă, de fapt. Horincă. Sorinca, s-au băut. Nu s-au ținut evidența, că noi am avut cazan, nu s-a pus problema. Zeci de litri era cazan în curte. Absolut, deci nu s-au... Cred că mai mult de 50-60 de litri, numai Horinca. Peste 100. Poate 100, nici nu știu. Îți dai seama că s-au băut, că Horinca de prună la noi e căutată. Da, și e când să bei ceva. Cât a ținut? Până dimineața, toată noaptea? Până dimineața 8 și după aia... Am mers acasă. Ne-am întors înapoi la casa mea, la casa miresei, să-mi iei cununa. Da. Că eu acum trebuie să fiu cu cunună. Și m-a dezvălțuit și mi-a pus această pânzătură faină. No, deci, foarte. Trecerea de la mireasă la nevastă. Da, atunci, acum 20 de ani, se striga darul, nu? Da, s-a oprit muzica și la microfon. Numai darul, cum? Fiecare om în parte, cât o pus. Uite aici tăceam puntea. Super, bă, așa erau nunțile acum 20 de ani. Și în același timp mesele alea lungi, adică cu cine stai la masă? Nu mai există așa. Fiecare unde prindeai loc. Măruță, eu mi-aș dori și acum să mai se repete, să mai fie. Dar niciodată nu cred că mai o să avem ocazia. Dar știi că și mie mi-e dor la o nuntă de asta. Mai aduc aminte că mergeam la bunici unde am locuit, la cort și cu mese așa lungi, cu capăt în capăt, cu la sticla de țuică îi puneai dop de cocean. De cocean, de la porumb. Și șervețel un pahar la fiecare om. Și atunci mai... lumea s-a distrat, s-a socializat. Acum dacă mergi la nuntă și cum? Stai pe telefon, ai dat bani și ai plecat. Mai întreb așa oameni la noi în sat. Ai fost la nuntă? Cine a fost la nuntă? A, păi nu știu, stai să mă uit pe Facebook. Păi nu știu omul, dacă n-ai jucat acolo și nu te-ai distrat, dacă nu ești prea distractiv, să ții în roată cu oamenii, nu știi cine a fost la nuntă. Te duci, stai la masă și dormi acolo. Foarte frumos. Mama, auzi, o vorbă, eu când eram fată, zice, mama, ai grijă, te duci la nuntă să nu stai acolo după masă și să adormi, să... Da, exact. Să scap capul în zamă. Bă, frumoase imaginile și mă bucur că ni le-ați adus. Și în același timp așteptăm mesaje pe numărul de WhatsApp și de la cei din Malamuș. Poate, bă, ne trimite cineva mesaj care a fost la voi la nuntă. O, ar fi fain. La câtă lume a fost? Ar fi multe mesaje. Stai acum, să primim mesaje la emisiune. Punem numărul de WhatsApp imediat pe ecran. Dar și vedem dacă ne trimite mesaj cineva care a fost la nunta voastră acum 20 de ani. Vai, și bineînțeles, să și știți. Voi știați pe toți cei 600? A, da, majoritatea, absolut. Pentru că și... noi... Am cântat împreună, înainte de a ne căsători, am cântat în tot Maramureșul. Și cântând la anunți, lumea ne-a știut foarte, foarte bine. Și pe cei pe care i-am invitat, normal că i-am cunoscut. I-am cunoscut, n-am chemat oameni la nuntă care să... Nu, dar gândeam că familia poate cheamă pe cineva. Nu, dar atunci noi, ca miri, am umblat prin toate satele, pe unde am avut cunoștință și am chemat oamenii la nuntă. Uite, avem numărul de WhatsApp afișat pe ecran, să vedem dacă ne trimite cineva mesaj care a fost la nunta de acum 20 de ani. Maria și Mihai Nemeș, încă o dată, în Maramureș, la... Mai zi-mă o dată, Bârsana. Bârsana, exact, Bârsana. Așa, la Bârsana, al Căminul Coltoral din Bârsana. Absolut, cel mai tare, ce mai tare locație. A fost, tot satul, îți dai seama. Păi veneau oamenii pe sate să vadă nunta. De la 20, 30, 50 de kilometri să vadă nunta noastră. Deci puhoi de lume în fața Căminului Cultural, serios.
Bravo, mă, oameni. Și au venit oameni, vreau să spun că au venit oameni și au venit la masa noastră, ne-au dat plicul și ceva, ne pare rău, nu putem să stăm la nuntă, dar ne pare rău, nu știu ce. Și după aia, să ne întâlnim cu ei la 2-3 săptămâni, am fi stat la nuntă de neom în capteala, dar pe unde să mai stăm, că nu, nu mai era locuri, nu mai era loc să arunci un ac, zice pe deci la mese. Deci oamenii au venit, au lăsat bani și au plecat. Da. Deși măruță la noi în sat, la mine în sat, în Bârțana, chiar când am pus data în funcție de disponibilitatea artiștilor. Da. Duminica, la mine în sat, duminica nu s-a făcut nuntă nici de 20 ani în urmă. Și toată lumea era panicată. Măi, zice, de ce faci tu? Zice, nu să ai oameni la nuntă. Și că lumea zice lucru și oamenii... Am fost stresat așa într-un oricare fel. Când am văzut că deja vine lume, zic, Doamne, nu se mai opresc. Ce frumos. Dar poate nunta acum, chiar cât de câți ani sunteți căsătoriți? 20? 19, în primimea noastră. Poate la 25 de ani face o nuntă tot așa... de argint la cort undeva acolo. Acum, dar tot așa tradițional. Tot tradițional, da. Să știi că mai zicea lumea, păi nu te schimbi și tu măcar de la miezul nopții, ți-ai acolo o rochie, nu știu. Eu nu mă mai schimb așa, așa rămân până dimineață. Ciuca, au venit mesaje de la meseni? Au venit câteva mesaje, nimic concret. Trebuie să semneze oamenii ca să putem ști sigur dacă perfect. Într-adevăr au fost. Te-ai gândit ce cadou să-i oferi doamnei? Măruță, eu cred că eu, la 20 ascultă-mă, de ani? Eu nu-i mai ofer niciun cadou, își aia singură. Deci, știe unde sunt banii, pe mâna ei. Dar nu e așa ca și când, că tu ești foarte priceput în a face cadouri. Dar ea e șefa la bani? Oarecum. Aici i-ai dat-o sub centură. Nu, nu amândoi se chem șefe, amândoi. Noi în casă, Măruță, avem prioritate. Nu, ea strică mai mult ca mine, recunoaște. Nu? Noi suntem amândoi în știm fiecare că dacă deci, suntem împreună. Deci practic e mugurii Sărescu al familiei. Eu sunt guvernatorul central și ea semnează. Vai, Măruță, ce faci tu din noi, ce scoți tu la noi nu, din casă. N-ai cum, noi nu ascundem banii, noi facem banii împreună și cheltuiesc eu. La comun. Dar asta că în America te-am ajutat și eu. În America ai făcut prăpăd. Deci prăpăd a făcut ăsta pe acolo. Nu mai putem să-l scot. Acum... prăpăd a făcut și a luat deci două cămăși și un tricou. Nu. Nu, dar s-a băgat în magazinul ăla de vânători. Am crezut că nu-l mai scot de acolo, serios. Fiecare cu pasiunea lui. Vai de mine. Hai să vedem ce cântăm. Pretinie când ne-o vine. Am vrut să cânt piesa asta... Când am venit prima dată la voi în emisiune, am cântat piesa asta cu câțiva ani. Prietenie când ne-am vedea. Și am vrut să-ți o cântăm din nou. 3 zile la Crâșmumbeș și ne-am horile să ne audă mândrele. Păi vezi de asta, prietenia a fost de când ne-am văzut și vă așteptăm cu mare drag niște oameni mega frumoși. Puteți să-i căutați pe Instagram, pe Facebook, chiar așa puteți să-i găsiți. Maria și Mihai Nemeș, corect? Da. Peste tot. Da. Peste tot și puteți să stați de povești cu ei, că sunt tare fain. Ce face fetița? E acasă, e un pic răcită și se uită la noi, transmite salutări la toată echipa ProTV. No, perfect. Ar fi venit și ea, dar școala. Școala e pe primul loc. Perfect. Maria, Mihai Nemeș, vă mulțumim pentru imagini și să fie într-un ceas. Doamne, mulțumim mult de tot.